Bun găsit, prieteni! Mihai Stepanov cu un video nou despre proiectul Smart Cryptonaut. În acest video am făcut retragere, prima retragere de bani din acest proiect, pentru că mulți, în primul rând, mă întrebau, da, tu din acest proiect ai retras? Eu, până acum, mai mult punem accentul pe alte momente, pentru că vroiam să mă dezvolt în acest proiect, pentru că dacă scoți bani din proiect, mai puțin câștigi. Cine s-a clarificat cu proiectul, el are scopul să câștige mai mult, nu mai puțin. Deci și eu acest lucru am. Dar deoarece mulți mă întrebau, plătește, nu plătește, eu sunt sigur de asta și de ce activam fără ca să fac astfel de dovezi. Dar până la urmă am făcut o retragere de 822 de euro din acest proiect, vânzând 1300 de cover coin. Și în acest video vă voi arăta cum am făcut acest lucru. Deci, cine nu-l cunoaște, proiectul este din Ungaria, am mai multe video despre acest proiect, dar în acest video voi arăta cum facem retragerea și plata care mi-a venit. Deci, noi, ca să facem retragere, trebuie să fim pe modulul CoverCoin, în direcția CoverCoin vânzări. Aici noi depunem o cerere și monetele pe urmă, în dependență de ce variantă preferăm, se cumpără de cineva și noi primim bani. Deci, deja la mine operația s-a întâmplat, dar am făcut screen ca să vedeți că în cont aveam 1300 de CoverCoin blocați. Deci, de ce blocați? Pentru că dacă depui o cerere de vânzare, ele se blochează ca să nu fie pe urmă problema că se găsește cine le cumpără, dar monetele eu deja le-am folosit în altă parte. Deci aici se depune o cantitate, ce dorim să vindem, minim 200. Mai jos se indică un cont bancar, nu e ban, dar cont bancar, și denumirea băncii. Deci mai jos se vede datele după ce am depus cererea, că am depus o cerere să vând 1300 de CoverCoin. Prețul la momentul actual, când am depus cerere, de pildă în lei moldovenești, el mi-a rată, și contul meu bancar, denumirea băncii. Deci, deoarece este început de anul nou, practic, în curând, în ajun de anul nou, compania a luat pauză și, practic, eu am nimerit în perioada aceasta când i-a plecat în vacanță de anul nou. Și scrie, deci, în cabinet acum, dacă intrăm, așa ceva. Dacă sunteți interesat să vindeți CoverCoin, vă rugăm să introduceți detaliile contului dumneavoastră bancar și cantitatea pe care o doriți să o vindeți. Deci, aici mai jos era forma aceea de trimis care eu am făcut-o. Deci, acum ea nu este, anume din cauza că e pauză de anul nou la ei. Dar, deoarece cererea depusă, deci pe mine m-a salvat cineva din mentor, care, deci așa mai departe și scrie, cantitatea de CoverCoin oferită spre vânzare va fi blocată până la îndeplinire. Pentru a vinde trebuie să introduceți propriile detalii ale contului bancar. Un membru al personalului nostru vă va contacta în scurt timp. Și mai jos și deci scrie de ce acum este cu negru. Și scris că suportul central pentru vânzare CoverCoin este suspendat până pe 8 ianuarie. Deci, cum am spus, e pauză la ei de sărbători. Dacă doriți să vindeți un CoverCoin înainte de atunci, vă rugăm să contactați mentorul dumneavoastră. Și deci eu am întrebat dacă pot la mentori să vând și în cazul dat să primiți să vând 1300 de CoverCoin contra roni românești sau lei românești. Deci dacă într-un unde la mine este salvat, trebuia să pregătesc și n-am pregătit. Ok. Descărcat acolo undeva.
ceva, niște screen-uri ca să arăte. Deci, pe, vedeți, 19 decembrie am primit pe sistemul de plăți Revolut 4.089 de lei. Deci, mai este un screen deja din Revolut. Dacă de intrat unde tot se vede că operația este făcută, deci este în rusă, în engleză, pentru că acolo sunt mai multe limbi și rusă mulți nu cunosc, dar engleză o știu. Deci, vedeți, pe 19 decembrie, 1300 de covercoin pe cardul meu, deci operația s-a făcut. Deci, pentru a face retrageri, se poate pe sistemul de plăți Revolut sau Wise, cine are cont, dar trebuie să fim verificați. Deci am încercat prima să fac pe Wise, dar deoarece nu eram verificat, nu s-a putut mie să-mi trimite și am încercat pe Revolut și pe Revolut să primit, pentru că acolo eram verificat și pe cardul meu din Moldova, deci s-a făcut acest lucru. Deci doar că ce trebuia de adăugat cardul, eu credeam că o să vină în cont și tot nu s-a primit din prima dată și primul adăugat cardul și deci la noi în Moldova nu-i prea la maxim posibilități Revolut, el este doar o versiune light, o versiune ușoară care permite de a primi bani în valuta națională, deci pe card sau ce sistemă adăugați, cont bancar și mai departe. Deci am adăugat cardul și s-a primit. Deci, ca să vedeți ce preț era pe 19 decembrie, deci intrați în SmartCryptoNopt în chart, unde este graficul și statistica zilnică. Deci, pe noi interesează 19. Deci, și putem verifica. Zero, șase, trei, doi, șapte, doi. Înmulțim la 1300 covercoin și primesc 822 de euro. Dacă vrem prețul în lei românești, deci putem spunem lei românești să se vadă prețul. Pentru că eu am primit în lei românești. Mulțiți această cifră cu 1300 și o să vedeți că se primește cifra aceasta. Plus, minus acolo. Deci, proiectul. Plătește cine a avut astfel de dubii sau semne de întrebări. Deci, deja cred că puteți singur să mai verificați în descriere la acest video care le fac. Este grupul meu Telegram, puteți să intrați, dacă apăsați așa și se deschide. Și mai detailat putem vorbi în direct, dacă sunt careva întrebări. Covercoin modulul, DBR-ul ne votăm și așa mai departe. Mai sunt acolo în descriere, dacă ceva mai căutați și nu știți cum îți găsiți. Principalele site-uri lor, la SmartCryptoNopt le-am adăugat aici. Cine vrea să câștige, deci se poate câștiga și se poate câștiga destul de bine și acest lucru l-am scris, l-am explicat în video precedent, cum să câștigi mii de dolari în proiectul SmartCryptoNopt, deci și cele mii de dolari să le scoți. Deci v-am arătat că se poate și proiectul plătești. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.